Bună ziua, astăzi vă vom prezenta mașina Brother BN27. Mașina vine însoțită de următoarele accesorii: șponuri suplimentare, picioruș pentru fermoar, picioruș pentru cusut nasturi, picioruș cu distanțier, picioruș pentru butoniere, plăcuță pentru brodat, ac dublu pentru cusături ornamentale, AC suplimentare, tije suplimentară și șurubelniță. În partea centrală avem butonul pentru reglarea tipului de cusătură. În partea stângă, butonul pentru întărirea cusăturii. În partea superioară avem roata pentru reglarea lungimii pasului de cusătură, rotița pentru reglarea lățimii pasului de cusătură și butonul pentru reglarea tensiunii la ață. Primul pas pentru realizarea coasterii este să punem ața la șpon. Punem ața pe tijă, urmărim traseul indicat de săgeți, introducem șponul în locaș, înfășurăm ața pe șpon, glisăm pe dreapta și acționăm mașina. Glisăm capacul de protecție și introducem șponul în locaș. Urmăm traseul indicat de săgeți. Punem capacul la loc. Pentru înfilarea aței la ac, punem bobina pe tijă și urmărim traseul indicat de săgeți. Mașina dispune și de un sistem semi-automat de înfilare a aței. Coborâm tija, prindem ața și tragem. Pentru selecția unei cusături, învârtim rotița până în dreptul cifrei aferente pictogramei. Introducem materialul sub picioruș, coborâm piciorușul și acționăm coasterea.